Ai, e bun. Asta e tare. Aseară i-am dat telefon, că s-a luat partere, sunt fiul lui, și zic, nașule, am auzit că ți-e rău. Da, mereu, fiul, mereu. Zic, viu la tine? Zic, nu, nu vine, lasă-mă singur. Vreau să stau singur. Și tu mai azi, am venit vecinul de la etajul 4, vecinul cu el aici, că s-a luat partere, și m-a anunțat că nu mai răspunde la ușă nimic. Și am venit și am pus mâna pe el, mort, numai. De ce anume suferea? El spune că avea ciroză, așa zice el. Așa spunea el. Cu joia trecută am aruncat-o pe mamă să. Și de atunci era rău. Și s-a terminat azi. Azi a murit el, că aseară a murit cu el. La telefon. Da. Și locuia singur după ce a murit mama? Da, el singur și de prima dată a stat aici. Da. Era pensionar, plecat de nu, bană? Ce? Nu, era, avea servici. Unde lucra? Sutor aici, la o interpinte, nu știu la care. Da. Familie? A avut? S-au despărțit de mult numai. Nici copii? Nu, nu are copii, nu. Să-l mormânteze. Da. Mama i-a murit? Mama s-a i-a murit joia trecută. Și a venit sora lui de la, din Spania. Și vine acum, de seară, la ora 8, în Buzău, că e la Brașov. Credeți că și moartea mamei ar fi contat? S-ar putea și asta, da. Acum vine nepoata lui. Ba, era căzut jos, da. Era cu fața în jos. L-am întorsul cu fața, am spus să ne uităm bine la el, dacă a murit sau nu a murit. Cum îl știți? Era bolnav? Cum era? Era bolnav. Da, văd că avea căldură în casă. Da. Avea gaze. Avea servici. Avea lucrat la MSD acela. La MSD. A fiare vechi. Și când l-ați văzut ultima oară? Eu l-am văzut până în Crăciun l-am văzut. Duminică mă era în bar când am venit de la servici. N-am, dar eu plecaserăm. Eu până în Crăciun l-am văzut. Porma nu l-am mai văzut. Porma, avea probleme așa? Avea, era bolnav. Porma a venit băieții așa de la MSD și nu știa de el că i-a dat telefon băieții de la... Să vină la servici. Da, să vină la muncă și n-a mai răspuns la telefon. A răspuns azi dimineață. Azi dimineață a răspuns și Porma n-a mai răspuns deloc. Și a încercat să mai îl sune așa, din când în când. Și n-a mai... A mai bătut la ușă, n-a mai răspuns deloc. Și-au venit pompierii astăzi? Da, a venit și băieții. Și de la Zmur, și după la pompieri. Avem și băieții, și poliția. Au venit colegii de la MSD.